Invitatul meu de la această oră, Vladimir Ionaș, sociolog, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Ne uităm în aceste momente, este haos total pe scena politică. Pe de o parte, vedem că USR îi cere PNL-ului să semneze moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului Ciolacu, guvern în care se află, desigur, și liberalii. Pe de altă parte, vedem că e această ruptură în coaliție, nu mai există dialog și astăzi liberalii, în această seară, au o ședință cu toți liderii din teritoriu. Printre altele, discută și despre o eventuală ieșire de la guvernare. Cum vedeți dumneavoastră, în ce cheie, toate aceste mișcări de pe scena politică acum? Într-o cheie electorală, evident, suntem într-o campanie electorală extrem de, care a devenit extrem de intensă și de interesantă. Lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Eu mă îndoiesc că discuția finală în interiorul Partidului Național Liberal va fi despre ieșirea de la guvernare, pentru că ar fi absurd să arunci țara într-o criză politică în momentul de față, foarte aproape de alegeri, pentru că din punct de vedere matematic, cred că e aproape imposibil pentru oricine să identifice o majoritate care să ofere stabilitate în perioada aceasta până, să spunem, la sfârșitul anului, când am putea vorbi de un nou guvern care să aibă susținere în Parlament conform votului românilor. În momentul de față sunt obligate cele două partide, din punctul meu de vedere, să rămână împreună și să guverneze. În timpul unei campanii electorale, repet, care devine din ce în ce mai interesantă și care, evident, creează și astfel de momente tensionate între cei doi parteneri. Mie mi s-a părut că domnul Ciucă a spus cât se poate de clar în reacțiile de ieri că nu se poate pune în discuție o ieșire totală de la guvernare. E vorba de o ruptură politică mai degrabă între cele două partide. Nu mai există acea coaliție politică între cele două partide, dar nu știu, nu există, pentru că inclusiv partidele de opoziție care vorbesc de moțiune de cenzură exprimă foarte clar obiectivul, și anume dărâmarea acestui guvern. Dar niciunul nu vine cu o soluție, repet, matematică, transparentă, clară, referitoare la cum vor arăta lucrurile a doua zi după ce guvernul pică. Bun, păi informațiile pe surse ne arată că, de exemplu, dacă liberalii ar intenționa să se retragă de la guvernare, Marcel Ciolacu nu vrea să rămână într-un guvern minoritar, își depune, desigur, și el demisia. Și ce presupune acest lucru? Păi, probabil o criză politică uriașă în preajma unor alegeri extrem de importante. Eu nu văd nicio soluție matematică care să nu includă aurul, care să poată forma o majoritate guvernamentală. Sunt curios care dintre cele două partide mari și-ar asuma un guvern susținut în Parlament de Aur, pentru că acesta ar reprezenta un risc uriaș pentru respectivul partid la nivel de imagine externă, la nivel internațional. Și atunci nu văd care ar fi soluția. De aceea, dacă cei de la UTR sau au o soluție magică referitoare la matematica parlamentară, ar trebui să o spună public pentru a înțelege toată lumea că iată, există o altă soluție actualei formule guvernamentale. Și atunci acest demers venit din partea USR, credeți că este mai degrabă legat de un demers de imagine? E un demers electoral, da. Încearcă să... În momentul de față, toți candidații la președinție încearcă să se poziționeze ca fiind principalul candidat care se opune Partidului Social Democrat. Și atunci vine că doamna Lasconi a încercat să fure acest loc de principal candidat pe această linie venind cu propunerea acestei moțiuni de cenzură. Am văzut că și domnul Simion imediat a ieșit cu aceeași propunere. E clar că partidele de opoziție, până la urmă, ăsta e rolul lor, să atace cât mai mult partidele de la guvernare și guvernul pentru a arăta cetățenilor că cineva îi reprezintă. Vom vedea care vor fi rezultatele acestor acțiuni din punct de vedere electoral. Până la urmă,
indiferent de modul în care arată luptele politice, toată lumea, toți oamenii politici ar trebui să uite către interesul cetățenilor, către agenda publică, către prioritățile cetățenilor. Ne uităm puțin și în istoria recentă, ca să spunem așa, și vedem ce s-a întâmplat cu alte coaliții. De exemplu, în anul 2009, coaliția PDL-PSD s-a rupt pe 1 octombrie, în contextul în care alegerile prezidențiale aveau loc pe 24 noiembrie, iar în 2014 coaliția PSD-PNL s-a rupt pe 25 februarie, cu mult înaintea alegerilor prezidențiale care aveau loc pe 2 noiembrie. Vedem că există totuși precedent. Există precedent, dar cred eu că politicienii, strategii politici se uită cu mare atenție la care au fost rezultatele în cele două cazuri la alegerea ale partidelor care au inițiat ruperea coalițiilor. Da? Care a fost rezultatul în ambele cazuri în alegerile prezidențiale pentru candidatul partidului care a inițiat sau care a fost perceput în spațiu public ca vinovat pentru ruperea acelei coaliții. În ambele cazuri, candidatul respectiv a pierdut alegerile prezidențiale. Bun, păi și în acest context vedem că liberalii merg așa pe sârmă cu această propunere sau, mă rog, această ruptură a coaliției. Pe de altă parte, ieri socialdemocrații au dat un comunicat de presă prin care fac apel la partenerii de guvernare, adică la liberali, astfel încât le reamintesc de ce a început această coaliție și de ce ar fi nevoie de stabilitate. Cine ar ieși, dacă ne uităm la cum arată strategiile, în pierdere dacă această coaliție până la urmă s-ar rupe în totalitate? Astăzi, vă reamintesc, de la ora 11 este și prima ședință de guvern, după ce Nicolae Ciucă a anunțat că, din punct de vedere politic, coaliția s-a încheiat. Și mai mult decât atât, ieri, înainte de ședința de guvern, Nicolae Ciucă i-a convocat pe toți miniștrii liberali într-o ședință și le-a atras acestora atenția să fie vigilenți la ce apare pe ordinea de zi din partea socialdemocraților, astfel încât să nu treacă niciun proiect care nu este agreat de ambele partide. Inclusiv mesajul apărut în spațiu public după întâlnirea cu miniștrii ne arată că o ruptură la nivel de guvern nu va exista. Repet, o ruptură politică e până la urmă o decizie a partidelor, e o decizie care ține de interesul sau de strategia fiecărui partid și nu afectează neapărat direct viața cetățenilor. O ruptură a guvernului, care ar duce automat la o cădere a guvernului, afectează direct viața cetățenilor și atunci e cu totul o altă chestiune. Repet, dacă discutăm despre ruptura coaliției din punct de vedere politic, e o chestiune care ține de viața partidelor, de modul în care relaționează partidele, e o problemă a lor. Atât timp cât guvernul funcționează, atât timp cât aspectele care țin de viața cetățenilor de zi cu zi nu sunt afectate prin această ruptură, nu cred că cetățenii vor avea un interes major referitor la ce se întâmplă în relația dintre cele două partide. De aceea, ambele partide, la nivel de discurs public, s-au poziționat, din punctul meu de vedere, corect din perspectiva strategiei politice și a comunicării politice. Au anunțat, PSD-ul face acest apel la calm și la nevoia de stabilitate. PNL-ul, prin vocea domnului Ciucă, a anunțat că nu e vorba de o ieșire de la guvernare, ci o ruptură a coaliției politice. Mulțumesc tare mult pentru această analiză.